Să vedem cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, temporar noros, mâine după amiază. Izolat, spre sfârșitul intervalului, va ploua. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius, iar cele maxime se vor situa între 20 și 23 de grade Celsius. Sărbătoare mare la Budești, Fânațe, un sobor de 29 de preoți în frunte cu episcopul vicar al Vadului, Feleacului și Clujului, Irineu Popbistrițeanul, a oficiat slujba de resfințire a bisericii din sat. După ceremonia religioasă, sătenii au petrecut alături de soliștii de muzică populară al Centrului Județean pentru Cultură. Imagini de la eveniment veți putea viziona în reportajul zilei. Locuitorii din Budești, Fânațe au participat ieri la un eveniment religios important pentru satul lor. Biserica Ortodoxă a fost resfințită. Slujba a început în jurul orei 9, când a sosit Irineu Popbistrițeanul, episcopul vicar al Vadului, Feleacului și Clujului. Sute de oameni veniți din toate colțurile județului, șefa instituțiilor publice și un sobor de 29 de preoți au luat parte la slujbă. Să se prefacă prin alți oameni care nu au asupra lor sfântul dar al preoției. Dar să socotim că acești oameni nesfințiți umblând prin ea, poate vor fi săvârșit oarecare lucruri necuvincioase care ar aduce vreo întinăciune sfintei tale biserici. Venim acum cu credință și cu o sârbie la tine care ești adevărata curăție și sfințenie și cu milință ne rugăm. Caută cu ochiul tău cel milostiv și iarăși te primește pe noi și curățește-o pe ea de întinăciunea ce i s-a întâmplat și o arată plină de curăția și de sfințenia ce a avut-o mai înainte, ca să putem înălța în ea jertfe curate și fără de sânge, că numai tu singur poți sfinți pe cei ce își întorc inima către tine
de a ne curăți pe noi cu totul de săvârșit, de spate viclean și de toate nepriceperea și îndoiala. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălcăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce-a așezat în cerul cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice, ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice, ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice, ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați voi, boieri, porțile voastre. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără contribuția preotului paroh Iuliu Ceușan, care a slujit aici în ultimii 5 ani. Acesta ne-a explicat ce lucrări de renovare au fost făcute la biserică. A fost un eveniment deosebit, s-a resfințit biserica, s-a resfințit de către preasfințitul Irineu Popbistrițianu împreună cu un sobor de preoți. La această biserică au avut loc ample lucrări de restaurare, lucrări de refacere a picturii, împodobindu-se biserica iarăși cu o pictură în frescă, iar în exterior, icoanele pe care noi cu bună credință și cu evlavie le-am făcut pentru dragostea pe care le purtăm Sfinților și pentru evlavia cu care îi cinstim. Biserica este înfrumusețată și în interior cu pictură în tempera, iar această pictură a fost prin strădania noastră, a oamenilor din această localitate, dar și prin ajutorul celor din exteriorul localității, celor care mi-au fost alături, celor care m-au sprijinit. Tot ceea ce s-a făcut în această biserică s-a făcut din dragostea și din evlavia pentru Dumnezeu, din dragostea și din sprijinul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Preotul a ținut să precizeze și importanța pe care o are sfințirea bisericii pentru comunitatea sa. S-a resfințit biserica, am primit binecuvântare de la Dumnezeu, fiind resfințită prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Acest lucru se întâmplă la biserică odată la câțiva ani de zile. Împlinim prin acest lucru strădania și dragostea celor care s-au jertfit